Doamne, cât e de vorbit pe tema asta, o să încerc să fiu cât mai scurtă. Cum ne afectează soarele pielea și ce putem să facem pentru asta? Când vine vorba despre îmbătrânirea și alterarea calității pielii, radiațiile UV au loc de cinste. Afectează în mod profund celulele pielii și mai ales fibrele de colagen. Hai să vedem cum. 1. Radiațiile UVB, cele care se ocupă în mod special cu arsurile, descompun în mod direct fibrele de colagen. 2. Expunerea la soare stimulează sinteza de enzime MMP, matrix metaloproteinaze, responsabile de degradarea colagenului, în special de tip 1 și 3, care sunt cele mai importante. 3. Radiațiile UV produc radicali liberi, adică niște molecule instabile care deteriorează structurile celulare, inclusiv fibrele de colagen, și pot să perturbe echilibrul dintre sinteza și degradarea colagenului. 4. Expunerea la UV provoacă inflamație în piele, adică iar deteriorarea fibrelor de colagen și o capacitate redusă de regenerare a acestora. 5. Mai ales radiațiile de tip UVA provoacă leziuni la nivelul ADN-ului în celulele pielii, afectând capacitatea fibroblastelor de a produce colagen nou. Aceste leziuni ADN se traduc și în mutații, care provoacă îmbătrânirea prematură a pielii, dar și cancer de piele. Și mai avem una, expunerea cronică la soare poate duce la un dezechilibru între colagen și elastină, două proteine esențiale din structura pielii. Pe măsură ce colagenul se degradează și elastina devine și ea defectuoasă, pielea își pierde practic elasticitatea și fermitatea și vom avea riduri și piele lăsată. Ce putem să facem pentru asta? Păi, în primul rând, avem suplimentele de colagen hidrolizat ca să ajutăm să stimulăm din interior producția unui colagen nou și hidratarea pielii. 2. Avem antioxidanți, cum ar fi coenzima Q10, ca să neutralizăm radicalii liberi și să protejăm pielea și părul de daunele oxidative. Există tabletele sublinguale de coenzima Q10 sau Glemap, care conține cam tot ce avem nevoie, atât colagen hidrolizat, cât și coenzima Q10, plus licopen și zeaxantină, vitamina E și alți antioxidanți potenți. Și vitamina C este un antioxidant foarte puternic, însă doar o parte foarte, foarte mică ajunge în piele să-și îndeplinească efectele astea antioxidante, însă este absolut indispensabil formării unui colagen nou și puternic, pentru că este un cofactor necesar pentru enzimele implicate în hidroxilarea prolinei și a lizinei, un proces crucial pentru stabilitate și structura tridimensională a colagenului. Și mai avem și omega-3, care ajută la hidratare și la reducerea inflamației.